s-a gelul rămas înghețat. Și în casă v-a înghețat? Da, și în casă mi-a înghețat. Nu curge? Nu curge. Sătenii sunt nemulțumiți și se plâng. Din cauza temperaturilor foarte scăzute, nu mai au apă la robinet. Cei în putere merg la fântâni și au apă cu găleata, în timp ce bătrânii topesc zăpada. Vă îngheța și aici, și afară, și în casă. Și de unde mai luați apă? De zăpadă mâncăm. Nu curge, e înghețat. Trebuie să mergem 300 de metri la o fântână să luăm apă. Că zăpada a fost de metri a fost aici așa. Ce să facem? A scăpat de zăpadă și a venit? A venit gelul, minus 15, minus 20 de grade. Nici animalele nu au fost ocolite de problemele generate de frig. Au înghețat și ouăle, nu mai vin că nu, gata. Asta e ce să le facem. La cât ajunge zăpada acolo? Cât? 2 metri. Și în zilele următoare, în Tulcea, precum și în alte localități din țară, temperaturile vor fi sub minus 10 grade Celsius.